La schitul Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare din orașul Târgu Ocna, județul Bacău, a avut loc astăzi concursul tradițional Toacă și Ie Moldovenească. În deschiderea celei de-a șaptea ediție a evenimentului, un sobor de preoți, sub protia părintelui protopop Ioan Bârgăoanu, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica de Lemn a Așezământului Monahal. După momentele de rugăciune, copiii înscriși la concurs și-au dovedit măiestria în a bate toaca și și-au prezentat costumele tradiționale în fața juriului. Au fost punctate virtuozitatea și autenticitatea portului. Este o reală bucurie pentru noi că și de data aceasta au venit un număr mare de tineri, copii, care anul acesta inedit și de la 4 ani au pus mâna pe toacă și au căutat să cânte, să ne încânte cu acest sunet binecuvântat. Ce este până la urmă toaca? Nu este altceva decât sunetul inimii, acela pe care îl deschide Dumnezeu în fiecare suflet, și această bătaie se răsfrânge și în cultul bisericii. Copilul, de fapt, începe cultul divin, dă binecuvântarea lui Dumnezeu prin bătaia firească într-un lemn, care apoi pornește clopotele bisericii și ne îndeamnă spre ascultarea dumnezeieștii liturghii. Taină mare este toaca, taină mare este purtarea iei noastre moldovenești. Concursul s-a desfășurat pe 4 categorii de vârste. Au participat peste 50 de copii din 10 parohii ale protopopiatul Ionești, dar și din celelalte protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Mulțumim înalt preasfințitului Ioachim pentru binecuvântarea acordată și pentru încrederea pe care o are în noi și în ceea ce facem aici. Mulțumim frumos și în mod deosebit părintelui protopop, care a organizat atât de frumos această ediție a șaptea. Să sperăm că și în anii următori vor urma alte ediții, numai să fie pace. Concursul tradițional Toacă și Ie Moldovenească se desfășoară anual în timpul verii, în baza unui parteneriat între schitul Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, protopopiatul Onești, parohia Sfinții Împărați din Târgu Ocna și parohia Poieni.